Cifre îngrijorătoare de la medicii pediatri. Avem tot mai mulți adolescenți care fumează. O treime din ei pun țigara în gură de la 12-13 ani și chiar mai devreme. Cei mai mulți copii și adolescenți fumători sunt în localitățile rurale, iar la oraș fumează mai multe fete decât băieți. Sunt datele unui studiu efectuat de Societatea de Pediatrie din Moldova. În anul 2023 a identificat o cifră, după mine, enormă. O treime din băieței și fetițe încep fumatul în vârsta adolescenței de la 12 și 14 ani. Cel mai mic copil sau cea mai mică vârstă în care deja a încercat să fumeze sau vapeze a fost vârsta de 6 ani. Conform studiului efectuat de Societatea de Pediatrie din Moldova, țigările electronice fac ca fumatul să întinerească în mod alarmant. Potrivit specialiștilor, tinerii care fumează țigări electronice sau vape folosesc adesea dispozitive mici de unică folosință, care, de regulă, conțin concentrația maximă permisă de nicotină, substanța care provoacă dependență. Datele generale arată că în mediul urban 40,53% din adolescenții fumători sunt fete, iar în mediul rural 59,47%. Asta în timp ce la oraș băieții constituie 38,80%, iar la sat cifra e mult mai mare, de 61,20%. Adolescenții spun că sunt la curent că fumatul este foarte nociv și cel puțin la cameră ne-au asigurat că ei nu fumează. Nu am o părere prea bună față de asta. Nu consider că este un lucru bun, mai ales că când sunt tineri este rău pentru plămânii noștri. Persoane mai în vârstă pot să fumeze, dar cei mici cred că nu. Stric sănătatea. Da, și în primul rând cheltuială mare de bani. Mie se pare că fumatorii ar trebui să termine, mai ales din școală. Adulții cred că adolescenții aleg să fumeze din curiozitate și pentru a părea mai maturi, dar puțin știu ce probleme de sănătate riscă din cauza țigărilor. Clar că e rău și îi determină, nu știu ce îi determină, văd la alții, se uită, adică să-și pară mai maturi. Numai că cu păreri de rău asta nu e maturitate, așa consider. Asta e. Deci ceea ce îi ține de sănătate, ea încă nu realizează. Mai târziu. Și asta cred că e scopul la părinți să-i monitorizez. Categoric contra. Nu-i nimic bun în asta. Poate cândva toți am încercat, dar fiecare își face alegerea. Eu sunt contra. Dar de ce credeți că tot mai mulți tineri încep să fumeze? Este promovat fumatul sau care? Poate n-au cu ce să ocupa. Au prea mult timp liber. Noi tot timpul eram cu ceva ocupați, dar ei... Probabil că părinții le dau bani. Dacă ar fi o lipsă de bani din partea părinților, cred că nu ar fuma. Dar ce părere aveți? Este grav. Foarte grav. Chiar strigător la cer. Problema e gravă și trebuie cumva la nivel mult mai sus de pus în discuție și de rezolvat cumva. Alarmați de cifrele tot mai mari de minori care fumează, membrii Societății de Pediatrie din Moldova au organizat împreună cu Academia Americană de Pediatrie un atelier internațional, unde se discută despre crearea unei rețele de colaborare pentru combaterea consumului de tutun și produse derivate la copii și adolescenți. Este o problemă cu care ne confruntăm cu toți, este o problemă globală. Academia Americană de Pediatrie a susținut formarea acestor rețele colaborative prin care și noi, societățile de pediatrie, să încercăm să ne implicăm în această problemă. Este un workshop de 2 zile și sperăm ca la finalul lui să împreună să fim mai puternici și să găsim soluții practice pe care să le propunem decidenților în lupta împotriva fumatului la copii și adolescenți. În așa mod să avem un singur mesaj: nu fumăm, nu vapăm. Impactul fumatului sau vapatului în rândul copiilor este enorm. S-a demonstrat că copiii care încep să fumeze foarte timpuriu, mulți din ei rămân fumatori înrăiți în perioada adultului. Fumul de țigară are mai multe componente extrem de dăunătoare, nu numai asupra aparatului respirator, lămânilor, dar și asupra sistemului cardiovascular și asupra sănătății mentale.
Țigările electronice au fost interzise în aproximativ 30 din cele 195 de state membre ale Organizației Mondiale a Sănătății, iar alte 65 de guverne au introdus mai multe restricții. La noi însă nu există deocamdată măsuri ferme în acest sens. O lege care prevede mai multe restricții în cazul țigărilor electronice urmează să intre în vigoare abia în martie 2026.